Ziua de luni, 10 septembrie, reprezintă pentru toți elevii din România prima zi de școală. Noul an școlar însumează 168 de zile lucrătoare, echivalentul a 34 de săptămâni. 2018-2019 este format din semestrul întâi, cuprins în perioada 10 septembrie anul curent, 1 februarie 2019 și semestrul al doilea, în intervalul 11 februarie-14 iunie 2019. Vacanțele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel. Vacanța de iarnă între 22 septembrie 2018 și 13 ianuarie 2019, vacanța intersemestrială între 2 și 10 februarie, cea de primăvară, în perioada 20 aprilie 5 mai, iar vacanța de vară va începe odată cu 15 iunie și se va termina la 15 septembrie. Clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar beneficiază de vacanță și în perioada 27 octombrie-4 noiembrie 2018. Pentru clasele din ultimul an de liceu, școala se va încheia în data de 31 mai, iar pentru clasa 8-a, în data de 7 iunie. Programul național Școala Altfel are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar. El se va derula în perioada 1 octombrie 2018-31 mai 2019, pe baza unei planificări stabilite de conducerea fiecărei școli în parte.